Să trecem la primul nostru caz. Robert Voicu a suferit în urmă cu 6 luni un accident de mașină. Cazul a fost prezentat la noi aici în emisiune pe 11 februarie 2011. O poveste de viață dramatică. Vorbim de viața unui bebeluș aici. Un bebeluș născut sănătos și aproape omorât în urma unui accident rutier. Robert era în mașina cu bunica și cu mătușa sa atunci când un șofer i-a accidentat, iar în urma impactului s-a lovit grav la cap. El a stat în coma și atunci când medicii credeau că nu va rezista, Dumnezeu s-a îndurat și a lăsat lângă părinții săi. Nefericire însă, accidentul a lăsat urme adânci. Eu vă propun să urmărim din nou materialul prezentat atunci în cadrul emisiunii din 11 februarie și revenim în studio ca să aflăm mai multe. Data zilei de 11 octombrie 2010, băiețelul împreună cu mama și sora mea se aflau într-un autoturism, se deplasau către București pe autostrada A1. A fost un accident în lanț, iar în urma acestui accident băiețelul a suferit traumatisme craniocerebrale foarte grave. De ce nu vrea să înghită? Este cu mâncarea în gură și mă chinui foarte, foarte mult cu el să înghită. Are momente când îmi plânge atât de groaznic încât nici nu pot să-i dau, nu reușesc. Dar de ce plânge? Îmi deranjează? Probabil, nu pot să-mi dau seama că dacă mi-ar spune, poate aș ști, dar așa... Deci nu poți să-i dai din linguriță normal, nu înghite sau care e problema? Nu, îi dau din linguriță, dar el ține mâncarea în gură, nu înghite. El probabil, mă gândesc că de la accident a și uitat să înghită. El e învățat doar să sugă atât. În urma accidentului el a suferit niște traumatisme craniene foarte grave și ca și diagnostic pentru el este unul foarte complex și mai rar întâlnit în sistemul nostru sanitar, adică e vorba de o tromboză de sinusuri venoase, e vorba de niște leziuni ischemice foarte grave, e vorba de o hidrocefalie secundară ca urmare a trombozei de sinusuri venoase. A fost un vis foarte urât pentru noi, care noi încă în momentul de față sperăm să ne trezim din el, pentru că nu știu dacă aș accepta vreodată în viața mea ca copilul meu să rămână cu probleme. Sunt 4 luni de zile de când mă lupt cu acest copil, zi și noapte. În acest moment, cum îl vedeți dumneavoastră, e... El nu vede. Nu vede, nu stă în funduleț, nu... Are vârsta unui copil de 2 luni, el având 9 în momentul de față. Haide, mă. Gata. A suferit o intervenție chirurgicală pe data de 27 decembrie, când i s-a montat un șunt ventriculoperitoneal. Pe înțeles, este un șunt de la creier până în cavitatea abdominală. Ceea ce vedeți dumneavoastră, acum îl vedeți bine. Deci el a fost în comă, am stat 1 lună și 3 zile cu el la terapie intensivă. Da, e foarte mare timp. Păi eu, sincer să vă spun, nu mai știu ce înseamnă ore de somn, nu mai știu ce înseamnă... Absolut nimic. El are nevoie de foarte, foarte multă recuperare. Așteptăm și noi să vedem, poate, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom reuși și vom recupera copilul. Da, am revenit să discutăm despre acest subiect. Așa cum au titrat bine colegii mei, cazul soartă lui Robert chiar depinde de noi. Sper să ne urmărim cu toții și să vedem în ce măsură putem să ajutăm această familie, pentru că este o dramă și nimeni din noi ar dori, s-ar gândi să treacă prin așa ceva. Acum că noi suntem feriți de lucrul acesta, trebuie să ne gândim foarte mult să vedem în ce măsură putem să-i ajutăm, pentru că într-adevăr au mare nevoie de ajutorul nostru. O să discutăm cu George Voicu, tatăl lui Robert. Bună seara. Bună seara și bine ați revenit. Bine, și domnul Mihai Gheorghe, avocatul cazului. Bună seara. Bună seara. Da.
O să încercăm să reluăm povestea puțin pe scurt pentru cei care nu ne-au urmărit atunci, pentru că eu cred în faptul că oamenii atunci când au toate informațiile, atunci se simt și mișcați și încearcă să vadă în ce măsură pot ajuta, pentru că este un caz, ne dorim foarte mult să nu mai vedem atâtea cazuri similare, să nu se repete. Aici o să ne ajute domnul avocat ca să vedem în ce măsură societatea poate fi ajutat ca să putem să ajutată să prevenim asemenea situații. E vorba despre drama unui copil. Voi poate ne spuneți de la început când a avut loc accident pe scurt în cei care n-au urmărit și în ce stare se află acum Robert, cum se simte? Accidentul a avut loc pe 11 octombrie 2010. De atunci a urmat un lung șir de zile care mi-e greu să mi le amintesc, foarte greu. A fost, inițial a fost transportat la spitalul municipal, de aici a fost stabilizat, transferat la Bagdazar Arseni, unde a stat 3 zile la terapie intensivă. De acolo, în urma unor complicații, a fost transferat la spitalul Marie Curie, unde am stat o lună și 3 zile. În tot acest timp, șansele au fost aproape inexistente și medicii au fost destul de rezervați în privința supraviețuirii, că până la urmă despre asta era vorba și pe plan secundar, dacă supraviețuia, ce urmări va avea. Exact cum am spus, numai Dumnezeu a vrut să rămână în viață, bineînțeles, am fost ajutați de medici, am avut parte de niște medici foarte bine pregătiți și care au dat dovadă în primul rând de umanitate. Chiar i-am simțit alături și au fost și pentru ei un caz destul de dificil, fiindcă nu sunt astfel de diagnostice, nu se întâlnesc în fiecare zi. Da. Cred că a fost și mâna lui Dumnezeu pentru că a și văzut eforturile pe care le-ați făcut. Pentru că am înțeles că dumneavoastră v-ați mutat în București. Da, după data, am fost în Israel pentru investigații, exact cum a spus și data trecută. Am fost în perioada în ianuarie, între 17 și 24 ianuarie. Am fost și am făcut investigațiile acolo și de acolo ne-am întors cu speranță, fiindcă medicii de la clinica din Israel avea o experiență vastă în cazuri asemănătoare și ne-au dat ca un procentaj 80% șansă de recuperare. După ce ne-am întors, n-am putut să așteptăm pur și simplu până mergem acolo și am început recuperarea cu Robert și am fost nevoit să ne mutăm în București, fiindcă nu putea să vină nimeni de 2 ori pe zi acolo să facă recuperare. Și pe data de 14 februarie, imediat după ce am fost la dumneavoastră emisiune, am început recuperarea cu Robert, pe care o continuă și în prezent. În momentul de față, el a început să-și susțină singur capul, a început, încă nu stă în funduleț, dar perfect, nu stă perfect în funduleț, puțin ajutor reușește și stă. A început să întoarcă singur de pe o parte pe cealaltă. Foarte bine, asta e un pas, da, spre vindecare, da, da, da. Da. Iar a început să gângurească, recunoaște voci, face asocieri, chiar și cu... Noi încercăm cât putem să-l stimulăm și vizual, fiindcă una dintre cele mai grave probleme pe care o are este vederea. În continuare nu vede, doar distinge anumite intensități ale luminii. Adică... Și care a fost părerea medicilor din Israel cu privire la vederea? S-au pronunțat ce anume trebuie să facă în așa fel? El trebuie să facă o recuperare vizuală. Mm-hmm. Ei bine, la noi în țară nu există astfel de centre și noi, mai ales pe partea, vorbesc noi ca și țară, pe partea de recuperare, încă suntem destul de în urmă față de alte țări mai dezvoltate. Da. Și spuneți-ne atunci pentru intervenția din Israel ce vă mai trebuie și dacă aveți deja stabilit vreo programare făcută pentru a merge acolo. Programarea o facem în momentul în care avem banii necesari tratamentului. Noi tot ce am reușit să facem, am ținut legătura cu medicii din Israel și clinica de acolo și le-am spus de fapt că situația nu este foarte simplă pentru noi să strângem suma necesară tratamentului și chiar am negociat îndelung cu ei și am ajuns undeva la suma de 84.000 de euro. Ar costa un tratament de recuperare 36 de săptămâni.
Deci aproape 9 luni de zile. 84.000 de euro pentru cele 36 de zile, da. Da, 9 luni de zile. După care mai trebuie un alt tratament, da. Nu? Care ar după include care se reface... alte costuri, nu? Da, se da. Face o reevaluare și în funcție de cât de mult a recuperat, să decide în continuare ceea ce va fi. Bine, ei, medicii în Israel, luau în calcul o nouă intervenție chirurgicală care ar putea fi pentru înlocuirea acelui șunt. Da. Și cât de urgentă este? Ce spun medicii? V-au spus, v-au dat un termen foarte ca urgent. Timp, da? Ei ne-au spus de atunci și trebuia începută imediat. Chiar așa, rapoartele medicale de acolo. Și ați reușit să strângeți ceva până acum? Ce am reușit, dar am strâns suma undeva la 18.000 de euro. Bineînțeles, noi n-am specificat în cei 84.000 nu este inclus transportul, cazarea și... Fiindcă costurile inițiale, când am discutat despre costuri cu ei, varianta ar fost să stea internat într-o clinică. Noi am încercat să salvăm puțin de acolo, puțin de acolo, ca să economisim, să ajungem la un cost cât mai mic. Și astfel noi am ales să ne ducem să-l tratăm în clinică, dar să fie ceva ambulatoriu. Adică mergem dimineața cu el și luăm seara. Fiindcă o astfel de zi costă 500 de euro, iar dacă ar sta internat permanent, ar costa 1.150 de euro pe zi. Da, deja este o diferență. Deci încercat să economisim. Asta ar însemna să găsim o, nu știu, o locație, o casă, un apartament, să închiriem o cameră undeva unde putem sta, să mergem cu el. În ce oraș va fi? În Ierusalim. Ierusalim, da. Eu sper că cei care ne urmăresc să vadă în ce măsură pot ajuta această familie, pentru că cred că e și mâna lui Dumnezeu aici, pentru că El vede și eforturile pe care le fac oameni, fiindcă sunt oameni care abandonează de obicei luptele atunci când se regăsesc în fața unor situații dificile. Dar iată că această familie a dat totul, pentru că spunea chiar și mama că ei până acum văd ca și cum e un coșmar și tot așteaptă să se trezească din acest vis foarte urât. Dar să vedem în ce măsură putem să-i ajutăm, pentru că într-adevăr e nevoie. S-au strâns deja 18.000 de euro și ne trebuie 84.000 de euro. Mai este cazarea și, și transport. Aici chiar și cei care lucrează în acele firme pot găsi un bilet, o sponsorizare, ceva. Adică trebuie să ne gândim doar că nu e vorba despre bani aici. Să ne gândim ce anume putem să facem ca să putem să ajutăm într-un fel. Și donații în bunuri ar fi și asta o soluție. Un bilet, pentru că oricum banii se duceau la bilet. Dar nu avocat.